În fața Agenției de Mediu Hunedoara, zeci de oameni au fost extrem de nemulțumiți de modul în care s-au dat bonurile de ordine. Numerele s-au dat ilegal, nu a fost o ordine cronologică în care se dă. S-au luat oamenii care a fost buluc aici, s-au dat numerele repede. Noi ne-am scris pe listă, am numărul 288, nu s-a eliberat bon pentru 288. Dacă dosarele sunt incomplete, trebuia să se elibereze toate listele, toată lumea care s-a scris pe listă. Câte ore ați stat aici sau de la ce oră sunteți? 4 ore de azi dimineață sunt și nu trebuia să deschidă sesiunea de înscriere de ieri, pentru că astăzi oficial se lansează programul. Reprezentanții APM Hunedoara spun că primele persoane au ajuns la sediul agenției încă de duminică și au primit bonuri de ordine prin care a fost stabilită o dată și o ordine orientativă. Oamenii au stat la coadă de ieri, s-au organizat. Noi n-am făcut decât să ajutăm puțin la organizarea lor, în sensul că am dat bonuri de ordine stabilind o dată și o oră orientativă. Bonurile au fost epuizate până la sfârșitul sesiunii de depunere, adică 24.10.2016, ora 15. Potrivit directorului APM Hunedoara, anul acesta pentru județul Hunedoara există o alocare bugetară de aproximativ 1.200.000 lei.